Pentru a preveni furturile bunurilor mobile, polițiștii ne sfătuiesc în primul rând să evităm spațiile aglomerate, unde riscul de a rămâne fără telefoane urgenți este foarte ridicat. Cel mai indicat este să vă țineți geanta cât mai aproape de corp, pentru că dacă o să o țineți astfel, riscați să fiți victima unui furt. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este acela legat de sumele de bani cu care mergem la cumpărături. Astfel este indicat să avem la noi bani puțini. Hoții sunt tentați să vă atace dacă văd că plătiți cu bancnote mari. Totodată aveți grijă unde vă țineți bunurile de valoare. Buzunarul din spatele pantalonilor ori poșeta deschisă sunt întotdeauna vulnerabile. În momentul în care vă aflați pe stradă, nu este indicat să vă țineți telefonul mobil la vedere și nici în buzunarul din spate. Cel mai indicat loc este să-l țineți în buzunarul din față. Gălățenii sunt precauți când vine vorba de păzirea bunurilor personale și a poșetelor în spațiile publice. Văd că aveți grijă cum țineți geanta. Am fost în general așa prudentă și nu s-a întâmplat. Cum o țineți geanta de obicei, așa? Cât mai aproape și dacă văd ceva suspect în jurul meu, atunci... Dar unde sunt locurile în care trebuie să ne păzim geanta? În mijlocul de transport. Mai de mult mi-au luat bani. Ce din geantă. Din geantă. Unde erați? Eram în autobuz. În autobuz, de la Mazepa până în Țiglina 1 și am luat buzunar, n-am simțit nimic. Și de atunci sunteți mai precaută? De atunci m-am învățat minte. Am fost precaută. Cum țineți geanta de obicei? Geanta. De obicei, dacă am un bagaj mai mare, o pun în bagajul mare. Dacă nu, sunt foarte atentă la umăr, cu mâna așa, o păzesc bine. Care sunt locurile în care trebuie să fim mai precauți decât de obicei? În autobuz, pe scară la autobuz, când este aglomerat, în locurile aglomerate, spectacol, ceva, atunci hoții acționează. Sunteți de obicei precaută, nu? Da, sunt foarte precaută. O țineți aproape? Da, sigur. Văd că vă păziți foarte bine geanta, o țineți aproape, da. Dar cu siguranță aveți o cunoștință care a pățit așa ceva. Da. Și unde acționează hoții cel mai mult? În ce locuri? Prin străzile lăturalnice, printre blocuri, se smulg lănțeșoare, se fură genți. Majoritatea hoților este formată din bărbați tineri cu vârste cuprinse între 19 și 29 de ani și aproape jumătate din ei nu sunt la prima faptă comisă.